Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite stăpâne, părinte al clerului și poporului ortodox din țara noastră. În această aleasă și sfântă zi, plenitudinea Bisericii Ortodoxe din Moldova celebrează liturgic cea de-a 30-a aniversare din ziua 50.000 arhierești a înalt preasfinției voastre. În lumina slăvitei prăznuiri, mulțumindu-i atotțiitorului Dumnezeu pentru toate, vă exprimăm fiască recunoștință pentru bogata lucrare pastorală și misionară, culturală și educațională, desfășurată spre binele și întrumărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Personalitatea proeminentă a înalt preasfinției voastre, ca fidel și râvnitor ascultător al rugăciunii Domnului Hristos, ca toți să fie una, este binecunoscută și apreciată în țara și biserica noastră, dar și în afara hotarelor. Astfel, numele Mitropolitului Vladimir a devenit în timp un renume. Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu și pentru oameni, împlinite în arhiereasca slujire plină de responsabilitate și jertfelnică, arătate de înalt preasfinția voastră, să se pogoare în sufletul și viața înalt preasfinției voastre. Iar următoarele decenii ale trăirii și slujirii să vă regăsească de asemenea în jilțul de mitropolit și întâi stătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, chivernisind și drept învățând al ei binecredincios popor, întru mulți binecuvântați și plini de har ani, înalt preasfințite stăpâne și părinte al nostru, Mitropolit Vladimir.